Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată mai întâi pe scurt principalele subiecte ale zilei. Emoții pentru absolvenții claselor a 8-a. Doar două zile de post pentru Sfinții Petru și Pavel. Facul a continuat cu proba la limba străină. Giurgiuvenii au stat departe de penitenciar de ziua porților deschise. Bătaie între jucători la un amical al Astrei. Elevii claselor a 8 au pășit cu emoție astăzi în sălile de clasă pentru că au avut de trecut un examen important din viața lor, evaluarea națională. Examenul a debutat cu prima probă, limba și literatura română. Elevii au parcurs subiectele sub atenta supraveghere a profesorilor, dar și a camerelor video. Absolvenții de gimnaziu au susținut astăzi proba scrisă la limba și literatura română din cadrul examenului de evaluare națională. La nivelul județului Giurgiu este vorba despre 2675 de elevi de clasa a 8-a. Din spusele elevilor, se pare că această primă probă a fost ușoară. Absolvenții s-au pregătit intens pe tot parcursul anului și se așteaptă la minim nota 5. Ce subiecte ai avut la prima probă? Am avut genul liric. Să transcriem două propoziții și să aflăm cazul, subiectele lor, ne-a dat să facem niște sinonime și cam atât. Am cât ai scris așa? Ai scris mult? Da, am scris vreo 15 rânduri. Și la ce notă te aștept? Sincer, un 5. Te mulțumești cu un 5? Da. La subiectul al doilea am avut o compunere de făcut. Să facem două propoziții cu să aparțină o propoziție la completivă direct și mai mult. Ai scris mult? Cu 5 pagini. Deci te aștepți la o notă mare? Un 7, cam așa, un 8. Mi se pare că a fost unul cu virgula, cu cratima sau ceva de genul. Mi s-au părut foarte ușoare pentru că am făcut aproape toate exercițiile. Ai scris mult? Da, am scris. Mi se pare că am avut, am învățat ceva și aștept notele de la examen. Tu la ce notă te aștept? Mă aștept la un 5-6 de trecere. Și ești mulțumit? Da, de ce nu? Examenul de evaluare națională 2016 la clasa a 8-a va continua mâine, 28 iunie, cu proba la limba și literatura maternă și miercuri, 29 iunie, cu proba de matematică. Primele rezultate vor fi afișate în data de 1 iulie, iar eventualele contestații vor putea fi depuse în aceeași zi. Anul trecut, 60,7% dintre elevii de clasa a 8-a au obținut medii peste 5 la primul examen important din viața lor. De astăzi a început unul din cele patru importante posturi ale anului bisericesc, cel al Sfinților Petru și Pavel. Acest post al mai marilor apostoli mai este cunoscut și ca postul Sfânt Petru și nu este unul cu durată fixă sau greu de ținut. Postul din acest an ține doar două zile și are dezlegare la vin, pește și unt de lemn. Rânduit de biserică în cinstea celor doi mari apostoli, postul Sfinților Petru și Pavel mai este cunoscut ca postul Sfânt Petrului sau al cinci zecimii. Acest post, scurt și ușor de ținut, este unul dintre cele patru importante posturi din anul bisericesc. Este un post important, unul din cele patru posturi rânduite de biserică în cursul anului bisericesc. Perioada lui variază în funcție de data Paștelui, însă este un post mai ușor, este un post de bucurie dedicat de către Sfânta Biserică în cinstea Sfinților Apostol Petru și Pavel. Postul Sfinților Petru și Pavel începe întotdeauna în luna de după Duminica tuturor Sfinților, adică prima duminică după Rusalii. Pentru a afla durata postului Sfânt Petrului din orice an, se folosește următoarea regulă. Se numără zilele trecute de la data învierii din anul respectiv până la 3 mai și numărul găsit coincide cu cel al zilelor de post. Mai mari apostolilor, ucenici ai Mântuitorului, Sfinții Petru și Pavel sunt ocrotitori ai multor biserici, iar numele lor este purtat de mulți dintre creștini. Ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos, Sfinții Petru și Pavel, sunt și cei care sunt ocrotitori ai multor biserici și ai multor creștini. De aceea, odată cu cinstirea lor, îi cinstim și pe cei dragi ai noștri, fie că sunt în lumea aceasta, fie că s-au mutat în lumea dreptilor.
Postul Sfinților Petru și Pavel este rânduit de biserică în cinstea celor doi apostoli, în amintirea obiceiului lor de a posti înainte de a întreprinde fapte sau acțiuni importante. Examenul de bacalaureat a continuat astăzi cu proba de evaluare a competențelor într-o limbă străină. Majoritatea absolvenților de clasa a 12 au optat pentru limba engleză, deși aveau la alegere între mai multe limbi străine studiate la școală. Evaluarea competențelor lingvistice a fost susținută la Giurgiu de peste 1200 de tineri. Emoțiile continuă pentru absolvenții de liceu. În perioada 27 iunie-1 iulie, aceștia susțin probele orale într-o limbă străină, conform calendarului examenului de bacalaureat 2016. După ce au trecut de probele de limba română oral și competențele digitale, urmează proba C de evaluare a competențelor într-o limbă de circulație internațională. Acest examen urmărește înțelegerea textului citit, precum și producerea de mesaje scrise și orale. Astăzi, absolvenții claselor a 12-a susțin proba competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. La această probă la Giurgiu sunt înscriși peste 1200 de elevi. Notele de la probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională nu sunt luate în calcul la media finală obținută de elevi la examenul de bacalaureat. Același lucru se întâmplă și în cazul probei de competențe digitale, precum și în cazul probelor orale la limba maternă sau la limba română. În urma acestor evaluări, absolvenții de liceu pot fi declarați admiși sau respinși. La penitenciarul Giurgiu, ziua de astăzi a fost declarată ziua porților deschise, aceasta însemnând că publicul a avut ocazia să viziteze anumite sectoare din penitenciar. Evenimentul a fost pregătit cu atenție de cei de la penitenciar, dar giurgiuvenii nu au fost prea interesați să participe. Pentru a marca ziua lucrătorilor din penitenciare, care este stabilită pentru data de 29 iunie, la penitenciarul Giurgiu a fost pregătită astăzi ziua porților deschise, oferindu-se astfel publicului posibilitatea să viziteze anumite zone din penitenciar. Giurgiuvenii nu au fost însă interesați să profite de această ocazie. Chiar dacă pare paradoxal, astăzi a fost ziua porților deschise la penitenciarul Giurgiu, dar publicul giurgiuvean nu a fost interesat prea tare să viziteze traseele puse la dispoziție de către conducerea penitenciarului. Între ora 10 și 13.30 ar fi trebuit să aibă loc acest eveniment, iar lucrătorii de la penitenciar au fost pregătiți să primească vizitatorii. Singurele persoane care s-au prezentat aici au fost obișnuiții vizitatori ai deținuților sau persoanele care sunt interesate de posturile scoase la concurs. Conducerea penitenciarului a pregătit totuși așa cum trebuie evenimentul și l-a anunțat de săptămâna trecută. Lipsa de interes a publicului poate fi explicată și de faptul că ne aflăm în perioada vacanțelor, dar și de canicula care persistă de mai bine de o săptămână. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune la nivel național cu privire la modul în care se desfășoară transportul de persoane. Cu acest scop, în județul Giurgiu au fost organizate 5 filtre în zonele în care traficul de persoane este ridicat. Acțiunile s-au derulat pe parcursul a 4 ore, timp în care oamenii legii au aplicat numeroase sancțiuni. Polițiștii giurgiuveni au desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute acțiuni pe raza județului în scopul impunerii respectării legislației în rândul conducătorilor de vehicule destinate transportului public de persoane. Oamenii legii au verificat legalitatea tipului de transport sub aspectul autorizării, deținerea documentelor necesare atât de operator cât și de conducătorul auto, respectarea graficului traseului și a graficului de circulație, respectarea capacității de transport, a perioadelor de conducere și de odihnă, precum și existenței metrologice a aparatului tahograf. Scopul acțiunii a fost acela de a reduce numărul de accidente în care sunt implicate autovehicule destinate transportului public de persoane prin curse regulate și ocazionale. În cadrul acțiunilor, oamenii legii au aplicat numeroase sancțiuni. În cursul zilei de vineri 24 iunie anul curent, începând cu orele 6 până la orele 10, polițiștii rutieri din cadrul IPJ Giurgiu au desfășurat o serie de acțiuni specifice pentru verificarea legalității transportului rutier public de persoane. Cu ocazia activităților specifice desfășurate, polițiștii au controlat peste 130 de mijloace de transport persoane, ocazie cu care au aplicat 76 de sancțiuni contravenționale, au constatat două infracțiuni rutiere, respectiv de conducere sub influența băuturilor alcoolice, și au reținut 6 permise de conducere și 3 certificate de înmatriculare.
Pentru că ziua de vineri a fost rezervată acțiunilor privind combaterea cauzelor generatoare de accidente, polițiștii de la rutier au continuat verificările și în a doua parte a zilei. În intervalul orar 16-19, oamenii legii au aplicat peste 100 de sancțiuni pentru abateri privind viteza, depășirea neregulamentară și neacordarea de prioritate pietonilor. Bilanțul planului de acțiuni privind combaterea cauzelor generatoare de accidente desfășurat pe perioada unei săptămâni este destul de stufos în ceea ce privește sancțiunile aplicate. Acesta cuprinde 751 de abateri la regimul legal de viteză și 45 de permise de conducere reținute. Totodată au fost sancționați 130 de bicicliști și au fost constatate 24 de infracțiuni rutiere. Ședința de constituire a noului Consiliu Județean a fost în cea mai mare parte una în care au fost parcurse procedurile prevăzute de lege pentru o astfel de situație. Au existat însă și momente care au amintit de confruntările frecvente care aveau loc în ședințele din mandatul trecut. În mandatul trecut devenise aproape o obișnuință ca în ședințele Consiliului Județean să aibă loc certuri și confruntări din diferite motive. În noul mandat, în prima ședință, aceea de constituire, ar fi trebuit să fie parcurse doar anumite proceduri care nu ofereau motive pentru vreo dispută. A existat însă și un astfel de moment atunci când s-a discutat despre modelul buletinului de vot pentru alegerea vicepreședinților. Prima propunere a fost ca buletinul să conțină doar numele celor propuși, dar a existat și o a doua propunere. Vom face buletin de vot cu da sau nu în partea fiecărui candidat și vă puteți exprima opinia încercuind, tăind sau punând un X pe da sau nu. Da înseamnă de acord, nu înseamnă că nu suntem de acord și am simplificat. Atunci pauza va fi mai lungă. Prima propunere. Da, supunem la vot cele două propuneri. Prima propunere, cine este pentru? Deci chiar în dorința să nu fie niciun fel de discuție, fără să o contrazic pe doamna Crișu, un buletin de vot în care nu se consemnează absolut nimic, da sau nu și mai departe, poate fi oricând efectiv interpretabil. Propunerea colegului meu este mult mai corectă să nu fie niciun fel de interpretări după. Deci nu poți să bagi un buletin de vot fără să ai niciun fel de consemnare, ca și cum efectiv ți-ai schimbat dreptul de vot. Domnul președinte, noi am desemnat Comisia pentru Validare să exercite atribuției Comisiei de Numărare și Validare. Părerea mea este atribuția Comisiei să stabilească modelul de vot și să ne explice pe urmă modalitatea de vot. Și vă rog să se respecte procedura. Nu, doamna, doamna Crișu, nu ai atribuție să ne impune un anumit model sau nu. Până la urmă, disputele pe această temă nu s-au prelungit, iar consilierii au votat conform primei propuneri. Cristian Marciu și Vasile Andronache au fost aleși astfel în cele două funcții de vicepreședinte. Atunci când au bani, românii sunt preocupați să-și acopere cheltuielile din gospodărie, să plătească impozitele și să-și satisfacă nevoile de bază de consum. Acoperirea acestor necesități lasă prea puține resurse pentru investiții și economii, arată o analiză a Institutului Național de Statistică. Principalele preocupări ale românului când dă de bani țin de asigurarea nevoilor de bază de consum și de plata impozitelor și a contribuțiilor sociale, se arată într-o analiză a Institutului Național de Statistică. Acoperirea acestor necesități lasă prea puține resurse pentru investiții. În anul 2015, impozitele asupra veniturilor, contribuțiile la bugetele de asigurări sociale, cotizațiile și alte impozite și taxe au deținut o pondere de 19% din cheltuielile totale, ridicându-se în medie la suma de 446,1 lei lunar pe o gospodărie, din care impozitul pe salariu a reprezentat 39,5%, iar contribuțiile de asigurări sociale pentru pensie, la fondul de șomaj și pentru asigurările de sănătate 56,3%. Cheltuielile pentru investiții au fost și în anul 2015 foarte mici, reprezentând numai 0,7% din cheltuielile totale, în ușoară creștere față de anul anterior, cu 0,1 puncte procentuale. Este un semnal și în anul 2015 cu privire la capacitatea extrem de scăzută a gospodăriilor de a economisi, se arată în documentul INS. Consumul a fost principala destinație a cheltuielilor gospodăriilor, care a avut în medie 72% din cheltuielile totale.
Cheltuielile de consum au reprezentat 1.702 lei lunar pe o gospodărie, iar cheltuielile bănești pentru cumpărarea de produse alimentare, inclusiv cheltuielile în unitățile de alimentație publică, nealimentare și pentru plata serviciilor, 1.500 de lei lunar, 63,8% din cheltuielile totale, afirmă statistica. Cealaltă parte a cheltuielilor de consum, contravaloarea consumului uman din resurse proprii, acele produse alimentare și nealimentare din resurse proprii, care sunt consumate de membrii gospodăriei, a fost egală cu 202 lei pe gospodărie și a reprezentat 8,6% din cheltuielile totale. Jurnalul TV Giurgiu continuă acum cu rubricile Sport și Meteo. Astra Giurgiu continuă pregătirea în Slovenia, unde în weekend a disputat cel de-al treilea amical în compania formației Enka Intersapre Sicco, ocupanta locului 5 în sezonul trecut în Croația. Giurgiuvenii au obținut victoria cu scorul de 3-2, unde antrenorul Marius Șumudică l-a introdus și pe noul fundaș central Fabrizio Dornelas. Primul gol al Astrei a fost înscris de Bodrin în minutul 4 al partidei, atunci când campioana României a primit lovitură de la 11 metri după un hands comis în careu. Croații au reușit să revină în luptă prin golul lui Solici, iar golul lui William de Amorim i-a trimis pe giurgiuveni cu avantaj la vestiar. Croații au egalat prin golul lui Solici în urma unei lovituri cu capul care s-a dus în vincru, iar autogolul lui Hanžek a adus victoria Astrei. Meciul nu a fost lipsit de incidente. Filipe Teixeira a fost faultat în minutul 6, iar fotbaliștii ambelor formații s-au luat la bătaie. A fost nevoie de intervenția celor doi tehnicieni, dar și a oficialilor pentru ca lucrurile să se liniștească, iar meciul să continue. Astra Giurgiu a mai jucat împotriva echipei Cicura, scor 1-0, gol înscris de Balaure, iar cu Sturm Graz a terminat la egalitate, scor 1-1. Înainte de ședința de antrenament de duminică, antrenorul Astrei Giurgiu, Marius Șumudică, și-a exprimat dorința pentru un nou trofeu. Acesta a anunțat că primul obiectiv al echipei de performanță pentru sezonul viitor este câștigarea Supercupei României, în care Astra va întâlni CFR Cluj chiar în orașul formației ardelene. Este un trofeu pus în joc, un meci oficial care ne prinde bine înainte de participarea în preliminariile Champions League. Vă rog să adăugăm încă un trofeu în palmares să arătăm că noi suntem campioni, a declarat Marius Șumudică. Comitetul de urgență al Federației Române de Fotbal a decis ca Supercupa României dintre Astra Giurgiu și CFR Cluj să se joace la Cluj pe stadionul Universității pe 16 iulie cu începere de la ora 21:45. Marți, vremea va fi în general instabilă, cerul va prezenta norări temporar accentuate și pe aree extinse vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie și izolat va cădea grindină. Ploile vor avea și caracter torențial, astfel se vor cumula la nivel local 15-20 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse, îndeosebi în zona de munte, 50 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în Maramure și 31 de grade izolat în Muntenia și Dobrogea, iar cele minime se vor situa în general între 12 și 20 de grade. La Giurgiu va predomina instabilitatea atmosferică. Sunt prognozate furtuni însoțite de descărcări electrice și precipitații abundente. Maxima zilei nu va depăși 28 de grade. Vântul va sufla cu o viteză de 17 km pe oră din direcția vest-sud-vest. Presiunea atmosferică va fi de 759 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 68%. Apele Dunării sunt în scădere cu 5-15 cm, cota probabilă fiind 327 centimetri. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Toate cele bune!